Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul. Botezul e o taină sfântă, ce ascunde tot ce e mai frumos. Prin el, ființa noastră moare și învie cu Iisus Hristos. În limpezimea apei sfinte, se spală tot ce e firesc și tot ce a întinat odată păcatul strămoșesc. E adevărat că pruncii noștri ca îngeri este curați, dar ei primesc de mici botezul să n-ajungă lepădați. Să n-ajungă apoi să spună că-s prea multari, că-i prea târziu și astfel amână curățirea până ce ajung într-un sicriu. De aceea, noi cât mai devreme îi botezăm cu același țel, nu prin credința lor, ci a celor ce au crezut în el. Credința nu se moștenește, însă e un dar venit de sus, prin care se aleg în taină acei ce sunt al lui Iisus. Când pruncii scufundați în apă, ca într-un mormânt sunt îngropați. Astfel, prin Duhul Sfânt din moarte, la viață nouă sunt chemați. Și odată și ei vor crede, vor ști că a fost adevărat, când vor simți că porumbelul pe suflet li s-a așezat. Fii binecuvântată, Sofia, cu suflet alb și ochi de vis. Ce minunată ți-e ființa, bine ai venit din paradis. În limpezimea apei sfinte, al sufletul ți l-ai albit și astfel Duhul Sfânt în taină viața ți-a pecetuit. Ca în ziua mare a cercetării, când Dumnezeu te va chema, tu să-i răspunzi cu bucurie cu a doua naștere a ta. Amin, spre să fie Domnul.